Hai, cine unde să așează? Presii, mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, din numele Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Incubatorul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, vrem să vă prezentăm noutățile anului 2024. Am avut susținerea din partea Primăriei Municipiului Chișinău și am aprobat planul de acțiuni a instituției noastre pentru anul 2024. În continuare, avem pe ecran prioritățile care noi le trasăm pentru anul 2024 în vederea susținerii tinerilor antreprenori în municipiul Chișinău. Capitalul uman, ca și sursa de bază, cea mai importantă, rămâne a fi prioritară. Continuăm programele de suport antreprenorial, educația antreprenorială în rândul tinerilor, inclusiv și migranților care revin sau doresc să revină din hotarele Republicii Moldova. Avem programe de acces la finanțare care presupune accesul la resurse nerambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale și continuăm extinderea infrastructurii de suport antreprenorial, tot ce se numește rețeaua incubatoarelor de afaceri. Ne propunem în fiecare sector a municipiului să avem astfel de instituții, parcuri R&D, parcuri IT și alte instrumente care sunt strict necesare pentru dezvoltarea propriilor afaceri în municipiul Chișinău. Din noutățile anului 2024 venim cu mai multe instrumente noi, care ne bucură că avem susținere și deschidere din partea primăriei. Vrem să lucrăm cu tinerii care au inițiative și au idei pentru a fi definitivate. Continuăm lucru cu ei la programe de creștere accelerată. Aici, în cadrul incubatorului, primul incubator municipal de afaceri, urmează să lansăm un program de creștere accelerată a tinerilor antreprenori, în vederea susținerii și dezvoltării propriilor idei de afaceri și realizării lor în viață. Vrem să organizăm pentru cei care au idei de afaceri o școală de vară a tânărilor antreprenori, pentru că să-i creăm mediul necesar pentru definitivarea ideilor și creșterea lor. Și la capitolul programul Start pentru tineri și migranți, care a fost aprobat, cred că domnul primar o să anunțe, dar ne spunem și noi, a fost trasat exact calendarul apelurilor pentru anul 2024, de aceea, în scurt timp, deja o să anunțăm posibilitatea de aplicare cu ideile de afaceri, cu proiectele investiționale la acest program. Domnul primar. Deci, foarte mult s-a exploatat manipulatoriu în spațiu public, deci acele acțiuni pe care le realizăm în diasporă. Acest program este orientat inclusiv pentru migranții noștri de peste hotare. Este unul din programele pe care le prezentăm în cadrul zilelor Chișinăului, pe care le desfășurăm peste hotarele Republicii Moldova, fie în România, fie în Austria, fie în Spania, fie în Portugalia sau Italia. Alături de acest program este programul de educație online, la fel care cuprinde toate modulele de instruire curriculară în gimnaziu și liceu, și vine ca un suport și avem peste 20% de participanți și utilizatori de peste hotare, care sunt migranții noștri din milioanele de accesări pe care le avem pe acest portal. În continuare vom dezvolta un concept de telemedicină pentru toți care vor să aibă o consultație medicală peste hotarele Republicii Moldova, de la specialiștii care sunt stabiliți în instituțiile medicale din Chișinău, dar și suport juridic pentru diferite alte activități. De asta rog în continuare ca să nu existe manipulare pe zona acțiunilor pe care le desfășoară Primăria Municipiului Chișinău. Peste 200.000 doar în Uniunea Europeană sunt descendenți temporar sau permanent. Vorbim de persoane care sunt stabilite în afara Republicii Moldova. Și noi avem nu doar obligația morală, dar și obligația administrativă de a avea în vizor aceste persoane și de a-i ajuta într-un context sau altul. Revenind la program, așa cum am spus, este foarte important că există o cerere foarte mare pentru instruirea antreprenorială și noi vom ajuta
tinerii de acasă, dar și cei care sunt aflați peste hotare, să beneficieze de aceste instruiri și ulterioare posibilități care sunt acordate de către Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Și anume, în continuare vor fi acordate granturi pentru inițierea afacerii personale de către acești beneficiari, fie că sunt în țară sau sunt peste hotare. Estimăm în acest an, sau în planificat astăzi, a fost aprobat aproximativ 10 milioane lei pentru această acțiune. Asta ar însemna mulți tineri care își pot dezvolta propria afacere sau cărora le vom acorda acoperirea dobânzilor pentru afacerile care au fost deja dezvoltate. Suntem într-un centru modern, incubator de afaceri. O să vă invităm să facem un tur prin această instituție care ne propunem să devină funcțională începând cu sfârșitul lunii aprilie. Deci, la sfârșitul lunii martie va fi lansat acel apel pentru ocuparea acestor spații de către rezidenți care vor să-și dezvolte nemijlocit sau să continue afacerile pe care le-au inițiat. Tot în această perioadă va fi lansat și apelul pentru suport în cadrul programului nemijlocit, suport sub formă de grant, în care municipalitatea este gata să acopere 70% din cifra inițială de afaceri în acest context. Și, cum spuneam, nemijlocit și acoperirea dobânzilor pentru cei care sunt 12, astăzi am discutat și despre 36 de luni, deja, care au afacere și au credite eventual la băncile noastre. În continuare, un alt aspect foarte important a acestei instituții ține nemijlocit de faptul că pe bază permanentă va fi asigurată această consultanță necesară, corectarea parametrilor, indicatorilor, ajutor pentru toți cei care au nevoie să fie asistați în procesul de creare a afacerilor sau de dezvoltare acestor afaceri. Așa cum a spus colegul Petru, în această dimineață am discutat extinderea rețelei și suntem în căutare, în identificarea spațiilor care pot servi pentru aceasta. Așa cum am avut după modelul centrelor de tineret, care într-un an de zile au fost create practic 5 centre municipale de tineret, spații prietenoase tinerilor, este un obiectiv separat ca în viitorul apropiat. O să vedem în funcție de identificarea spațiilor, necesitățile de proiectare, reabilitare, dar scopul nostru este ca în viitorul apropiat astfel de spații să apară practic în fiecare sector. Alături de alți colegi din domeniul educației, dumneavoastră știți că am dezvoltat și nemijlocit partea componentă de instruire pe parcursul vieții și acolo avem o cerere foarte mare a oamenilor care vor să dezvolte competențe suplimentare pentru cariera lor. Asta o facem și la fel proiectul prevede să fie extins, iar între toate aceste programe și proiecte să existe o conexiune. Ne bucurăm de faptul că avem și parteneri în această privință. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor, dacă putem să arătăm ca să nu îmi scape cineva dintre partenerii pe care îi avem și invităm și alți parteneri în această privință. Deci pe zona de donatori. Avem Gizu, avem Alt, avem UN Women, America House, Con Valores și ceilalți deja sunt FinEndu, Startup Moldova, Camera de Comerț și Industrie, Silv și Camera Consultanților Fiscali. În acest proiect este implicată și Academia de Studii Economice și ne bucurăm că putem dezvolta astfel de programe împreună. Acum, cel mai principal lucru probabil a acestui proiect, ca să fie specificat. Noi ne dorim ca tinerii noștri să învețe, să-și dezvolte capacitățile, aptitudinile, abilitățile
inclusiv pe zona antreprenorială, aici acasă. Noi vrem ca tinerii noștri să rămână acasă și astăzi să le oferim aceste oportunități. Iar cei care sunt plecați și intenționează, într-o formulă sau alta, să revină, să susțină familiile lor, să le dăm această posibilitate. Asta este obiectivul de bază pe care ne vom concentra. În continuare, deci, acest proiect este inovativ pentru Republica Moldova, pentru că spectrul de servicii pe care îl va oferi nu este nicio situație analogică în vreo instituție publică sau privată sau asociativă în acest context. Eu vă mulțumesc mult și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund la ele. Dacă sunt întrebări la alte subiecte, la fel, orice întrebare, vă rog să o puneți. Dar după ce facem acest tur. E bine așa? Deci, Petru, dacă este posibil să ne spuneți ce avem aici, ce avem de alte zone? Da, deci avem o sală de lucru cu beneficiarii, cu antreprenorii care, pe lângă spațiile pe care le vedeți aici, în cadrul incubatorului municipal de afaceri, au posibilitatea să beneficieze de un program de creștere accelerată a afacerii. Asta e esența unui incubator de afaceri. Nu doar să-i oferim spații fizice, dar să-i oferim și toate instrumentele necesare pentru creștere. Iată, în această sală noi planificăm să avem acele exerciții de pregătire a tinerilor antreprenori pentru că ei să se crească. De aceea vom folosi acest spațiu pentru lucru cu ei și alături vei avem alte săli care sunt puse la dispoziție tinerilor antreprenori pentru să se amplaseze și să-și desfășoare activitatea lor. Vă invităm să le vedeți. Să aici avem o sală deschisă pentru cei care vor să-și desfășoare activitate. Practic, antreprenorii au tot la dispoziție, mă refer la rețeaua de internet asigurată, imprimante, toată tehnica de calcul, inclusiv servicii de suport, cum ar fi servicii juridice, servicii de marketing, promovarea, analiza pieței, tot experții vor fi angajați și pus la dispoziția lor pentru că tinerii să beneficieze și să-și definitiveze, să implementeze ideile lor de afaceri. Iată, practic, în aceste săli urmează să fie amplasați cei care... Domn Petru, vă rog foarte mult încă o dată să fie specificat foarte clar calendarul pe care ne-l propunem și de când urmează să activeze și cum să ne urmărească tinerii sau cei care sunt aflați peste hotare. Data de 25, cred că este cifra care noi trebuie să o fixăm. 25 martie urmează să fie lansat apelul de selecție a rezidenților în cadrul acestui incubator. Tot pe 25 martie am estimat să lansăm și apelul de colectare a proiectelor investiționale în cadrul programului Startup pentru tineri și migranți. 25 aprilie ar fi o lună de o să fi pus la dispoziție tinerilor să aplice. De pe 25 aprilie până pe 25 mai trebuie să avem totalurile și deja persoanele care o să fie selectate, să fie amplasate și să primească inclusiv și suportul financiar din partea primăriei municipiului pentru să-și implementeze ideile de afaceri. Haideți să vedem și celelalte spații. Aici la fel avem spații mai mari, spații mai mici, adaptate în puncte de specificul activității. Unii au nevoie de spații mai mari, alții au nevoie de o liniște mai specifică. De ce? Sunt și spații mai mici și mai mari, care la fel urmează să fie puse la dispoziție tinerilor antreprenori din municipiul Chișinău. Ok, haideți. Da, aveți și bucătărie. Avem și spații de recreiere. Cam toate arată la fel, sunt dotate cu tot ce este necesar. Și gata să primească rezidenții care vor să dezvolte afacerile. Da? Aici este spațiu pentru bucătărie și o mică terasă care este adaptată. Vreau să spun că acest spațiu era distrus în totalitate, se pot vedea imaginile care au fost până la această etapă și sper că lucrurile pot continua cu bine pentru toată lumea. Acum sunt gata să vă răspund la toate întrebările. Câți bani sunt prevăzuți în total în 2024? Pentru proiectul legat de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sunt prevăzuți 18 milioane de lei. Și
Deci, noi vorbim despre nouă linie de finanțare, nouă proiect în premieră. Este un proiect care a fost început anul trecut și acest proiect urmează să continue. De ce, iată, în momentul de față, premieria Municipiului Chișinău nu are un buget? Doamna viceprimară a explicat foarte clar aceste lucruri. Bugetul care a fost transmis, nota protocolară care a fost transmisă, a fost la sfârșitul anului, în ultima zi de an, la ora 4. Ori de acolo trebuie să existe anumite proceduri care sunt prevăzute în legislație. Procedurile prevăzute în legislație privind aprobarea bugetului public național au fost încălcate flagrant și sunt încălcate flagrant deja ani la rând, când termenii sunt ilegal depășiți, 1. 2. În ceea ce privește transparența procesului decizional și nemijlocit dezbaterile publice pentru bugetul public național, câțiva ani la rând se desfășoară ore la rând, când este publicat documentul la ora 9, iar la ora 5 se încheie dezbaterile în acest subiect. Este absolut inadmisibil, este absolut ilegal. Mai mult decât atât, noi am examinat și examinăm în continuare contestarea în instanța de judecată a acestor proceduri, pentru că bugetul public național are un impact semnificativ în ceea ce privește parametrii bugetari la bugetul municipal. Dacă este să ne aliniem cum a fost, de exemplu, anii precedenți, când bugetul într-adevăr a fost adoptat până sau aprobat până la finele anului, a fost necesar ca în luna ianuarie, de exemplu, vă dau 1300 de lei care au fost promiși de doamna Gavriliță, pe care nu i-am mai identificat ca surse financiare pentru autoritățile locale, ce este tot o ilegalitate care este contestată în instanța de judecată și vom merge până în toate instanțele internaționale ca să demonstrăm acest lucru. A avut un impact de 158 de milioane asupra bugetului municipal și respectiv parametrii bugetari au trebuit să fie revizuiți. Din acest considerent am intrat în ciclu de dezbateri publice și foarte curând bugetul va fi public. Taxele locale au fost dezbătute așa cum prevede legislația, deci minimum 15 zile, la fel va fi și cu bugetul municipal. Asta este situația, vine ca și consecință a aprobării ilegale din punct de vedere a transparenței procesului deci de dezbatere, dar și a termenilor prevăzuți de legislație. Deci să înțelegem că bugetul urmează să fie făcut foarte curând. Deci noi am finalizat toate procedurile pe taxele locale, urmează să le expunem și să facem aceste sinteze ca să includem nemijlocit la ședința Consiliului Municipal Chișinău când vor accepta consilierii acest lucru. Și imediat după va fi făcut public bugetul și îl vom dezbate la fel cum am dezbătut taxele locale cu toate organizațiile implicate, toți care îi vizează într-o formulă sau altă. Deci începutul de an, părinte așa spune cu un scandal, pentru că primăria a anunțat că va tăia mai multe cheltuieli legate de asistenți personali, programe de cultură prelungită și compensații la căldură. Eu am analizat bugetul provizor al primăriei și am observat că aceste cheltuieli sunt incluse în acest buget provizor. Pe excepția grupului program de lungit, unde au scăzut de la 72 la 11 milioane. Dar totuși bani suficienți ca să ajungă cel puțin până în luna aprilie. De ce cauzele atât primăria a decis să taie, decât cunoaștem 200 de asistenți personali urmează să fie demiși, iar alți cei pe 2000 urmează să fie înjumătățit. Deci, programul Restart aprobat de către guvern nu prevede finanțare pentru municipalitate. Nu prevede finanțare nici pentru UTAG Găuzeu. Noi considerăm că asta este o ingerință în activitatea nemijlocită a municipiului Chișinău, o reavoință din partea guvernului în tentativă de a deposeda în continuare și de a crea găuri bugetare semnificative. Reamintesc, municipalitatea, adică toți noi, eu, dumneavoastră, cei care se află în spate sau în față, contribuim cu circa 23 de miliarde de lei, cifra anului 2022, astăzi sunt peste 28 de miliarde de lei, iar înapoi ne se întoarce 2,8 plus TDS-urile.
Deci acest lucru este absolut inadmisibil. Nu găsiți o altă capitală în care astfel de lucruri se mai întâmplă. Iar toate inepțiile pe care vorbesc unii sau alți colegi incompetenți de la guvern, fie că sunt de la guvern nemijlocit sau că sunt la Comisia Parlamentară, deci mai mari prostii n-am văzut, sunt drugi, care au invocat pensiile sau nu știu ce altceva. Municipalitatea mai contribuie și cu 14 miliarde la fondul de pensii. Deci nu aveți, nu încurcați coada vacii cu ștampila primăriei. Vă rog frumos și nu duceți oamenii în eroare pentru că arătați cât de nepregătiți și incompetenți sunteți în această privință. Nu este o competență a municipalității acest lucru. Municipalitatea în continuare trebuie să creeze grădinițe, școli, spitale, centre de sănătate, drumuri, trotuare, spații publice și tot așa mai departe. Deci nu ne puneți în cârcă competențele care sunt ale guvernului. Iar dacă vreți, întorceți-ne banii și noi nu avem nevoie de suportul dumneavoastră. Faceți așa ca să se întâmple ca până în anul 2015, când cel puțin 50% din impozitul pe venit a persoanelor juridice rămânea la municipalitate. Deci luați toți banii la guvern, astupați toate borțele, plătim toate salariile miniștrilor incompetenți, care de zi cu zi ne sărăcesc, care fac mișmașuri pe la aeroport, pe la contractele cu gaz și multe, multe altele, care bagă laba în buzunarul cetățeanului de rând și o golesc prin facturi majorate, prin incompetență, prin contracte dubioase și tot așa mai departe. V-am spus cu, în ceea ce privește grupele prelungite, cofinanțarea vine din partea municipalității și va exista pentru acei 6.000 de copii vulnerabili din familiile sociale vulnerabile. Și acest lucru se întâmplă doar în municipiul Chișinău. Nici o primărie PAS nu achită niciun fel de ore prelungite. Nici o primărie PAS. Nici un guvern PAS nu achită nimic în această privință. De asta eu cred că este cinic ca să ne solicite nouă ceea ce nu fac ei. Cu asistență personală, anul acesta a fost planificat 177 de milioane, adică cu 14 milioane mai mult decât anul trecut. De ce aceste măsiri? Pentru că nu este competența municipiului. Este competența autorității centrale. Să-și execute competențele. Dar de ce ați planificat dar atunci acești bani? Sunt din bugetul de anul trecut. Adică, pur și simplu, dumneavoastră ați spus pentru că anul trecut a fost prevăzut acești bani, da? Nu. Copia bugetului de an trecut se transpune pentru anul curent. Dar noi nu putem să achităm ceea ce vine pe competența autorității centrale. Gata. Noi totuși am observat că nu este o copie bugetul provizoriu. Există foarte multe cheltuieli în plus în față de anul trecut. Spre exemplu, la activități culturale, primăria a mărit bugetul cu 11 milioane față de anul trecut. Dacă vorbim despre plantarea gazonului, iarăși cheltuielile au crescut. Pentru întreținerea drumurilor, inclusiv perioada de an, iarăși au crescut aceste cheltuieli planificate cu 29 de milioane. Deci, prin urmare, bugetul provizoriu nu este chiar bugetul de anul trecut. Este corectat până în 29 noiembrie anul 2023. Respectiv, toate normele sunt în condiții legale. Cum bugetul de stat își rectifică nemijlocit unii parametri, așa a fost rectificat și la municipalitate. Da, dar noi vorbim despre bugetul de stat care este aprobat, nu despre un buget provizoriu. Conform articolului 23.3 din legea 397, bugetul provizoriu nu poate suporta numai cheltuieli față de anul trecut. Poate doar scoate unele cheltuieli. Nici nu suport. Dacă sunt corectați parametrii până în termenii prevăzuți de legislație, rog să vă informați în această privință, deci, respectiv, se includ acei parametri. Bine. În 2019, dumneavoastră spuneați că în buget există foarte mulți bani, în bugetul municipiului Chișinău, doar că ei nu sunt gestionați suficient de bine, sunt gestionați prost. Poate vine și doamna viceprimar, dacă sunt precizări pe unele cifre mai concrete. Și da. Iată, la data de față, vreau să spuneți că municipalitatea nu mai primește suficient bani la bugetul de stat. Și ce s-a schimbat între timp? S-a schimbat foarte mult. În primul rând, noi am dublat bugetul municipal, asta pentru dumneavoastră ca să cunoașteți. Noi am dublat, triplat, în unele cazuri, investițiile capitale.
Chișinău n-a avut asemenea dezvoltare de când avem perioada de independență. Noi la Chișinău, aici, în municipiul Chișinău, noi creăm grădinițe noi și le dăm în exploatare, că ieri v-am invitat, n-ați fost. O să vă invităm mâine și poimâine în instituțiile educaționale din suburbii, unde am făcut reparații și modernizări substanțiale. Noi deschidem școli noi, noi deschidem centre noi, noi deschidem centre de afaceri. Noi avem cea mai consistentă politică socială, dar avem și cel mai irresponsabil guvern din toată istoria acestei țări independente. Cel mai incompetent și cel mai cu rea voință, care a băgat laba în bugetul municipiului Chișinău și a scos de acolo 1,3 miliarde de lei. Cât ne costă pe noi, cât ne costă reparația, ce colegi? Cine aduce aminte? 2.500.000. Deci când vorbim de 1.300.000.000, faceți o aritmetică simplă că sute de astfel de centri care n-au fost create, de atât că un Recean, un Spânu, un Alaiba și-o băga laba în bugetul municipal și-o scos de acolo bani. Sau ne-a pus presiune suplimentară pe niște lucruri care nu țin de competența noastră. Repet, începând cu 1.300 de lei și terminând cu asistenții personale. Ceea ce este absolut inadmisibil. Bine, legat de compensație, eu o să revin la ce ține de bugetul de stat, ca să pentru că, de fapt, haideți puțin, da? Totuși, noi am observat că în 2019 primăria primea la transferul destinat special 2,4 miliarde. Anul acesta primăria primește 3,95. Aveți cifre eronate. Aveți cifre luate din... De unde? De la cei care au tăiat 500 de milioane de pe cifre care au tăiat 500 de milioane de la educație anul trecut, în comparație cu anul ăsta. Domnul, haideți. 150 de milioane pentru compensație, desigur, sunt bugetul nostru provizor. Deci, haideți să facem în felul următor. Nu există situații discriminatorii Chișinău, Cahul, Cantemir. Da? Compensațiile le primim din partea donatorilor externi sub formă de granturi pentru perioada rece a anului. Chișinău nu este distinct. Chișinău este cel care contribuie, repet, și menține pantalonii la această guvernare incompetentă în continuare. Deci nu poate cineva achita facturile 120% la Chișinău, pe când celălalt la Ialoveni nu. Deci există o situație unică și asta am discutat cu partenerii noștri la Bruxelles sau la Washington. Și au zis, colegi, pentru toată lumea vine sub formă egală. Nu există situații discriminatorii și nu pot exista în aceste condiții situații discriminatorii. Dar vreau să revin ca să puneți aceleași întrebări la autoritatea centrală. Și să întrebați cum s-a majorat la peste 30 de miliarde, miliarde, domnule, peste 30 de miliarde în 4 ani de zile datoria publică. Cum asta s-a întâmplat? Unde sunt banii? Unde sunt banii acel peste 24 de miliarde de lei care au venit de la partenerii externi? Chiar vreau să-i întrebați. Eu am să gestionez situația la primăria Chișinău și am spus proiecte în cadrul primăriei municipiului Chișinău, care țin din mijlocii de dezvoltare a orașului, vor fi mult mai multe decât anii precedenți. Și voi să-ți convingi în continuare despre acest lucru. Vreau să mă întorc la discriminare. Discriminarea aceasta despre care spuneți astăzi, discriminarea pozitivă față de chișinăuieni cu aceste compensații, a apărut în mandatul dumneavoastră sau ea a fost și anterior? Nu înțeleg întrebarea. Aceste compensații la căldură, chișinăuieni le primeau și înainte dumneavoastră sau doar în timpul mandatului dumneavoastră? Care anume? Compensațiile la factură cu 40% din... Da, au fost și înainte, da. Au fost și înainte, da. Deci, prin urmare, ele au existat aceste compensații. Dumneavoastră le-ați moștenit cumva. Doar că a fost ponderea mult mai mică. Păi și de ce ați început să le scoateți? Pentru că există o condiție unică pentru toată lumea. Am spus, nu putem achita 100% la unul și 40% la altul. Condițiile sunt egale și banii sunt veniți nu pentru PAS, dar pentru populația Republicii Moldova. Și asta ne-au comunicat partenerii externi. Înțeles. În 2019, da, când oponentul dumneavoastră de atunci, Andrei Năstase, spunea că va scoate compensațiile, dumneavoastră l-ați rugat să renunțe la aceste declarații anti-oameni, citesc, și promiteați că veți crește compensațiile la căpturi de la 40% la 60%. Este un briefing al dumneavoastră de presă în care menționați acest lucru. Ce s-a schimbat atunci?
s-a schimbat un singur lucru. Deci compensațiile în perioada, de exemplu, de anul trecut și anul precedent, când s-a fost majorat această factură la gaz, la energie electrică și la energie termică, când a crescut factura de 7 ori, noi am crescut nu cu 60%, dar cu 300% aceste compensații. Acum, repet, există condiții egale pentru toată lumea venite din exterior. Compensațiile se achită. Se achită jumătate de factură. Și asta este corect. Nu înțeleg de unde apare întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră vedeți că cineva să achite 100%, 120%. De unde apare întrebarea dumneavoastră? Ba da, contează, pentru că asta manipulați cu niște date și cu niște cifre. Compensația se plătește. Domnul Ceva, astea sunt datele și cifrele pe care reiterez, compensația este în factură. Nu contează sursa. Nu este din partea guvernului, este din partea donatorilor externi. Okay. Pentru toată populația Republicii Moldova. Da, Chișinău a renunțat la acest. La care? N-a renunțat la nimic. A pus în condiții egale toată lumea. Și a renunțat. Ce a renunțat? Mai domnule, nu manipulați. Deci cum se achitau 50%, așa se achită 50%. Nu putem achita 120% unora care au 3.000 de lei și celorlalți care au 3.100, altă sumă. Am înțeles. Nu-i bine. Să relatați corect. Ok, noi să relatăm în ce situație. Voi asta vă promit cu siguranță că se relatăm. Eu am văzut cum relatați voi. Și, nu, eu prima dată sunt dumneavoastră. Bun. O să vă duceți la redact și o să vă cenzurez tot ce aveți nevoie. Să pun pariu. Bine. Da. Acum, atât n-avem bani pentru grupii, pentru asistenți personali. Avem bani pentru tot. Păi da, dar urmează să fie temești mai parcă. Urmează să fie preluați de stat, domnule. Nu poate să existe la Briceni o situație și la Chișinău altă situație și la UTAG altă situație. Nu este corect. Mai ales că noi contribuim cu bani și întreținem și pe cei de la, din afara Chișinăului. S-au găsit soluții? Primăria a găsit sau pune, adică pune această misiune pe spatele guvernului. Nu pune niciun fel de misiune pe spatele guvernului. Guvernul să-și exercite atribuțiile, nu misiunile. Atribuțiile. Conform competențelor funcționale. Nu să-și mărească salariile la 100.000 de lei pe ministru. Nu să facă mișmașuri cu la gardări la aeroport. Nu să ne pună în cărcă gazul natural, că l-am plătit cel mai scump din Europa. Nu să ne facă contracte nu știu de care dubioase cu silovâie, mașină și păcură. Nu să ne aducă corupția în tete instituțiile. Deja 60 de milionari din acei care sunt la pas. Și dumneavoastră nu-i vedeți. Nu-i vedeți o bătaie de joc de populație. Asta dumneavoastră nu vedeți nimic. Înțelegeți? Aveți ochelari galbeni pe calul mediei. Da, spuneți. Bun. Nu o să vă dăi voi. Nu o să vă permită. Voi stați cu gura închisă. Ok, haideți să vă mai întreb. Mai întrebați. Totuși, am văzut în perioada dumneavoastră, dar mai ales în 2023, niște creșteri foarte mari la așa numitele activități culturale, care de fapt în mare parte au fost concerte și festivaluri. Cum, iată, dumneavoastră, sau cum argumentați aceste creșteri foarte mari? Sunt ele în scop electoral? Sau simți nevoia primăria să investească mai mult în cultură? Noi am investit și investim în spațiile culturale. Deschidem centre noi în această. Dotăm școlile de artă, așa cum n-au fost, că erau acordeoane din anii 50 la instituțiile noastre de artă. La concert și festival. Există un calendar care practic nu diferă an de an în această privință. Și da, noi susținem toți artiștii și noi împărțim în galbeni și negalbeni, ca să știți. Și vă rog să puneți aceeași întrebare. Cât a costat scena la ziua independenței, unde au fost 200 de oameni în piață? Eu vă spun, dar dumneavoastră verificați, 2,5 milioane. Noi de banii ăștia investim foarte mult în multe alte activități. Cât costă concertele pe la arena și tot așa mai departe a anumitor funcționari? Asta nu vedeți, pentru că aveți ochelari de cal galben. Eu v-am răspuns. Creșterile sunt foarte mari. Atât, de exemplu, hramul Chișinăului, în 2022 cheltuielile au fost de 700.000, 1 milion, în 2021 700.000, iar în 2023 4 milioane. De ce a fost o nevoie atât de mare, creștere atât de mare? Vorbim despre o creștere de, este și de aproape 6 ori. Haideți încă o dată. Deci, în 2020, în general, a fost pandemie. 2021. 2021 tot a fost pandemie. Deci,
Eu vă rog dumneavoastră, când începeți a compara, adunați crocodilii cu, cu iepurii. Ok, 2022 milioane. Dacă a fost pandemia, atunci nu știu ce era așa. Bun, o să mă clarific pe intern. Nu sunt sigur cu cifrele pe care le evocați dumneavoastră. Eu sunt prevăzut, nu neapărat că este cheltuit. Dacă nu veniți cu dare de seamă ca să vă știu dacă a fost cheltuit. Noi venim cu dare de seamă. Dumneavoastră nu vreți să le vedeți darele de seamă. Dumneavoastră vreți să vedeți numai și ei și vreți să vedeți. Bine, dar de seamă în regim online. De exemplu, formul social urban. Da. Noi am găsit, de exemplu, dumneavoastră ați achitat unei companii care organizează astfel de evenimente 3,7 milioane doar pentru organizare și aproape 1 milion pentru promovare evenimentului. Care este atât rezultatul? Ce a obținut municipalitatea? Haideți să le luăm pe rând. Dacă vorbim de formul economic, noi avem peste 500 de milioane contracte semnate, tranzacții efectuate. Bun. Spate eu să-mi termin gândul, da? Deci, începem cu formul economic, pentru că tot ați interpretat, ați manipulat și ați amăgit lumea în această privință, mă refer la această televiziune manipulatorie. Trebuie să schimbați culoarea aici, nu mov, da? Să o puneți galbenă, pentru că, de fapt, sunteți portavocea și pampersul pasului. Așa, deci începem... Da, cu mare plăcere, dacă vreți să vă mai spun și m-am mai întrebat și vă mai spun încă o dată. Schimbați culoarea asta, mov, e culoarea galbenă, pentru că sunteți pampersul guvernării. În continuare, deci să fii foarte clar, de la forum economic și asta tot să dați, pentru că tot au fost unele cifre, da? Avem investiții, tranzacții în valoare de peste 500 de milioane lei pe care le putem proba. Dacă noi investim 4 milioane lei ca să avem 500 de milioane lei în acest sens, eu cred că este o chestiune destul de bună în această privință. Acum, ce aici ține de forumul social? Toate aceste proiecte pe care le vedeți dumneavoastră noi, la care nu prea veniți și nu prea le dați pe post, că nu vă interesează când se deschide o grădiniță, când se deschide un centru social, când se deschide o activitate de altă natură, deci vin ca și rezultat a acestui experiență, parteneriat și tot așa mai departe. De asta doar nu ne întrebați câte investiții au fost. Dar eu vă spun, sunt peste 200 de milioane de lei în infrastructura socială doar în această perioadă. 200 de milioane de lei. Cu partenerii de dezvoltare, da. Undeva Berdu, undeva BIU, undeva UNICEF, undeva USAID-ul și tot așa mai departe. Merită aceste investiții? Da, merită și le vom face în continuare. Dar activitățile din diaspora, de exemplu, pentru care primăria planificată iarăși, dumneavoastră anterior ați spus că nu s-a cheltuit acești bani, nu avem de să știm. Pentru care s-au planificat 12 milioane. Vorbim despre activități din cele trei orașe europene și din România. Aceste investiții și-au scos, să spunem, merită. Care este finalitatea lor? Cu România, de exemplu, avem foarte multe proiecte frumoase pe care le desfășurăm în parteneriat. Și un concert la Bacău sau la Suceava, de exemplu, aduce aceste finanțări? Dar nu este vorba doar de concert. Asta este interpretarea dumneavoastră. Veniți cu noi odată și o să vedeți. Deci nu manipulați și nu mințiți lumea. Voi cu asta vă ocupați. Asta este problema. Pentru că v-am spus, proiectul ăsta, proiectul educației online, proiectul de telemedicină acum pe care îl prezentăm. Deci toate sunt proiecte care sunt în suportul comunităților noastre, fie că sunt acasă sau fie că sunt în diaspora. Și dacă este să mergem mai departe. V-am întrebat, cât a costat scena la Ziua Independenței? Ce impact a avut? 2.500.000? Și toate trei evenimente care au fost desfășurate în diaspora, la Viena, la Milano și la Barcelona, au fost sub 900 de mii de lei. Care este impactul? Eu vreau să vă întreb. Da? Că beneficiarii programelor noastre astăzi sunt în diaspora mulți. V-am spus, sunt milioane de accesări, dintre care 20% doar pe curriculumul școlar sunt peste 20%. Dumneavoastră vorbiți despre asta? Nu. De ce? Pentru că dumneavoastră trebuie să aveți culoarea asta. Deficitul bugetar a municipiului Chișinău este an de an de la 2 la 3 miliarde de lei. Asta nu înseamnă că noi cheltuim toate sursele financiare. Sunt surse disponibile, cheltuim. Nu sunt surse disponibile, nu cheltuim. Bine, și o ultimă întrebare. Da. În perioada mandatului dumneavoastră, împrumuturile de la bănci au crescut foarte mult. De exemplu, anul acesta primăria urmează să achite doar ratele și sumele credeți în valoare de 769 milioane. Și vorbește. Poate? Și vorbiți. Este din bugetul dumneavoastră.
sunt. Haideți, vă rog frumos, nu vorbiți prostii, eu vă rog frumos, nu duceți lumea în eroare. Dumneavoastră, ce sunteți de profesie? Eu sunt de profesie acum jurnalist. Jurnalist. Da. Cu profil economic? Nu. Păi, dar vorbiți niște prostii din drugați versi uscate. Asta nu, nu este ok. Păi, nu ceva, analiza unui duce, este platforma dumneavoastră, noi am consultat economici. Deci, haideți să vă spun în felul următor. Creditele externe care sunt încă din perioada mandatelor precedente. De exemplu, 60 de milioane de euro, 1 miliard 200 de milioane pe care le achităm pentru proiectele care le-a desfășurat guvernarea precedentă de la Primăria Municipiului Chișinău. Și da, ele constituie o pondere de aproximativ de peste 60% în împrumuturile pe care le întoarcem. Suntem, avem obligații să le întoarcem, da? Iată acum o să preluăm, o să cesionăm un alt credit care era la Apă Canal, pe care l-a luat Dorin Chirtoacă încă în 2015, da? Și o să întoarcem, pentru că ori avem să punem pe brânci și să falimentăm această întreprindere, iarăși, din cauza deci, implicării guvernului în această privință, ori trebuie să achităm, noi cu dumneavoastră, din buzunar. Asta înseamnă că nu o să mai facem niște centri în această privință. Asta este informație eronată. Domnul Ciobani, eu vorbesc cu cifrii care sunt în bugetul, sunt în anexa 10 și 11 din bugetul atât pentru anul 2023, cât și bugetul provizoriu anului 2024. Noi nu vin cu cifre inventate din pod. Dumneavoastră veniți cu cifre inventate din pod. Uitați-mi, îmi pare că eu am o foaie. Acum să calculăm împreună. Păi, puteți să vină data viitoare și să calculăm împreună. Ia ca cu doamna viceprimar. Nu viceprimar, dar dumneavoastră stați și ne acuzați noi de manipulare, dar dumneavoastră... Și minciune încă. Și minciune, nu numai. ...indicate în bugetul dumneavoastră și... Îmi spuneți acum că eu manipulez. Eu v-am arătat, dumneavoastră mi-ați spus că am cheltuit 12 milioane, eu v-am spus că n-am cheltuit 12, dar 900 de mii. Da? Păi dumneavoastră operați cu niște cifre care vă place să operați. Ori vorbim pe realități, executat, făcut, planificat, ori vorbim, scoatem cifre din pot. Eu am căutat la compartimentul buget, executarea bugetului pentru 2023. Eu nu am găsit această informație. Dumneavoastră spuneți că primăria este cea mai transparentă. Eu nu am găsit această informație. Pe 15 martie trebuie să fie termenul când este prezentat executarea bugetului pentru anul 2023. De ce iarăși duceți în eroare lumea? Terminați să manipulați. Eu vă rog foarte mult. Plus eu n-am văzut certificări, de exemplu, care sunt dedici bani. Deci dumneavoastră nu mă auziți. Acum mințiți și manipulați în continuare. V-am spus. Executarea bugetului se prezintă până pe data de 15 martie și o să fie prezentat. Nu duceți lumea în eroare. Terminați să-mi amăjiți și... O să vedeți. Bun, o să vedeți. Terminați să mințiți populația. M-ați auzit? Bun. Sănătate, multă. Și vă rog mult în continuare să nu manipulați. Și noi vă rugăm foarte mult ca dumneavoastră să ne oferiți atunci când avem nevoie de reacție și... Da, și să vă duceți să-l întrebați pe cel care fumează pe la guvern, nu știu ce, de unde e datoria de stat peste 30 de miliarde de lei. Dar noi o să răspundem la întrebările legate de municipalitate. Dumneavoastră nu o să faceți despre guvern, o să faceți material că nu vă dă voie. Nu vă dă voie. Noi vă invităm să urmăriți. Da, hai, lăsați-vă rog frumos. Ați făcut. Ați copiat de la unii care au publicat pe Telegram canaluri și ați făcut. Și acolo v-ați încurcat. Și în cifre, și în date, și în... Măcar nu vă faceți de râs. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Altele mai sunt? Că spuneți că eu fug de presă. Nu, nu, nu. Deci v-am răspuns la toate întrebările. Mai multe nu aveți? Dacă o să am, eu o să repet. Mulțumesc. Sănătate și succes.